cartea pe care a scris-o și gluma pe care o fac la fiecare lansare este aceea că este o carte pe care n-am citit-o și bineînțeles că este o carte pe care n-am citit-o. Și va veni un moment în care poate că o să mă apuc să citesc Carmen Gheorghe. Eu o să vin mai pe teren mai palpabil și aș vrea să explic un pic ce înseamnă titlul. Cum zic eu la ore, de ce nu mă întrebați ce înseamnă titlul, de unde inspirația? Și apoi un pic despre personaje, dacă mai rămâne timp și vă mai povestesc și alte lucruri, dacă se poate. Bineînțeles că pretextul a fost un scandal ivit, așa cum am o prezentare pe undeva, prin semnele de carte eventual, acum câțiva ani, nici mai rețin exact, și nu puteam să dau denumirea Villa Dante. Știe toată lumea ce a presupus vara aceea, în care se vorbea despre oamenii politici importanți din România. Personajele tocmai de aceea sunt legate de scandalul respectiv și devin, poate nu purtătoarele, dar legătura cu temele autorului până la urmă, care se regăsesc și probabil că voi fi între autorii care vor fi obsedați de o temă anume și tot se reia tema respectivă. Una dintre ele, aceea cu plagiatul și scrisul și creația, sigur va fi, poate și sinuciderea, să vedem în continuare ce se va întâmpla. Deci Casa Dante, Villa Dante, casă este un termen care pe mine mă urmărește, așa cum spuneam și mai devreme, în sensul de a fi locul în care ne identificăm, regăsim în spațiu. Și dacă observați, fiecare personaj are un loc în care se află, se învârte, casa personajului arogante, casa lui Tefescu, de Fundalisescu, casa personajului legat de plagiat. Și fac o paranteză și vorbesc de la sugestia unui apropiat al meu, pe care salut și cu această ocazie. Personajele sunt chiar reale și o să spun, TB, Traian Băsescu a devenit Tefe Fundalisescu, pornind de la această, așa cum spuneam, la acest pretext al Vilei Dante. Adrian Năstase a devenit arogante și de aceea vorbeam cu colegul meu Virgil Borcan cu privire la onomastică, cum ar fi, cum să sugerez și în același timp să nu fie o trimitere directă. VVM se referă la Victor Ponta, plagia și mai departe și de aici m-am dus spre partea de a faptului că noi suntem copii și reluăm viețile altora și scriem la fel și motivele sunt reluate la fel, Dante este regăsit în orice fel de autor pe care îl citim în prezent și mai departe, deci toate motivele au fost deja scrise și noi facem plagiat sau facem copii sau suntem copii, suntem Pygmalion sau suntem creațiile lui și mai departe. Temele sunt destul de multe și legate, așa cum spuneam, și de un aspect așa numit comercial, fiindcă am vrut să scriu și pentru oamenii care nu se poate familiarizează cu acest tip de scriere. Eu nu știu că mă încadrez la postmodernism, aflu acum și poate cine știe pe unde mai fi. Nu, asta este, de fapt, ce mă interesează foarte mult, dar mă bucur că se înțelege ce vreau să scriu sau se înțelege din perspectiva lectorului. Deci titlul și sugestia cu cei doi S și cu unul care se duce într-o parte, ar fi trebuit, dar mă rog, cum a fost și făcută coperta, mă cream pe drum, ține și de bani, de casă, casierie, exact de ce sugerează și puterea până la urmă. Dante, la fel, devine un personaj lângă cele trei la care trimitem cu gândul din politică, alături de Regina Marii Britanii, după cum ați văzut, alături de James Halls, care e personaj real, de fapt, persoană care a comis un atentat, apropo de ce se întâmplă și zilele acestea. Autorul este și el un personaj când se întreabă ce să facă cu ele, să le omorâm pe toate, cum spunea cineva, ce mai fac cu personajele, mai ajuns în punct în care nu știu ce să fac cu ele, cum să termin cartea. Se întâmplă ceva și cu ele și doctorandul care la fel la rândul lui și scrie, de fapt, până la urmă, tema principală a cărții și pe care voi proiecta în continuare ce voi face este creația. Cum scriem, de ce scriem, când scriem, cum simțim, dacă e penitență, suferință, scriem din durere, scriem din implicare de toate felurile sociale, de grup și mai departe. Scriem ca terapie, cum spuneam la un moment dat, Ion Topolov.
Și mulțumesc lectorilor că am primit o viziune diferită de la fiecare și aștept și de la cititori o altă viziune sau viziuni nenumărate, infinite, de aceea sunt cărțile eseuri în calea neliniștii sau eseuri ale neliniștii, astfel încât fiecare să gândească, începând de la titlu, de ce titlu, de ce Dante, de ce Arogante și mai departe. Poate că fiecare pagină este greu de citit. Am sperat să ne și amuzăm un pic cu postele pe Facebook, pe rețele, cum se scrie, cum nu se scrie, apropo și de studenții mei, apropo de exprimarea orală, cum scriem și ne exprimăm, cu diacritice, fără diacritice, ce mesaj comunicăm, cum ajunge el unde trebuie să ajungă sau cum nu ajunge. Până la urmă, cartea rămâne un fel de a intra în contact cu ceilalți.